În noaptea de duminică spre luni, în județul Dâmbovița, vremea s-a înrăutățit. Furtunile și-au spus cuvântul. Drept urmare, pentru evitarea producerii unor grave accidente prin electrocutare, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, reprezentanții de la Electrica fac următorul anunț. Datorită condițiilor meteo deosebite, Electrica înregistrează mai multe deranjamente în instalațiile electrice. Cetățenii sunt avertizați să nu atingă stâlpii liniilor electrice, posturile de transformare și nici conductoarele, chiar căzute la pământ. Vă rugăm să anunțați urgent la telefonul 0245-205-929 orice deranjament din rețeaua electrică ce poate conduce la accident, stâlpi rupți, conductoare rupte sau desprinse din suport, izolator spart, uși deschise la posturile de transformatoare.